Très bien. Bonsoir à tous. Assalam. Je vous propose de commencer par la lecture d'un texte dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Vom începe prin citirea unui text din Biblie care se găsește în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 13. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dieu est souverain. Dumnezeu este suveran. Voir l'étude sur la souveraineté de Dieu. Așa că vă rugăm să vedeți studiul asupra suveranității lui Dumnezeu. Dieu a tout déterminé depuis la fondation du monde. Dumnezeu a determinat totul de la întemeierea lumii. Pour l'accomplissement de son plan à lui. Pentru realizarea planului său. Tout et tous sont donc soumis à sa totale souveraineté. Prin urmare, totul și toate sunt supuse suveranității sale. Dieu est souverain sur la nature. Dumnezeu este suveran peste natură. Dieu est souverain sur le diable. Dumnezeu este suveran asupra diavolului. Dieu est souverain sur tous les hommes. Dumnezeu este suveran peste toți oamenii. Dieu a tout déterminé. Dumnezeu a determinat totul. Mais qu'en est-il du libre arbitre de l'homme? Însă, cum rămâne cu liberul arbitru al omului? Puisque tout est écrit et tout est décidé depuis la fondation du monde. Pentru că totul a fost scris și decis de la începutul lumii. Lisons Matthieu, chapitre 10, les versets 29 et 30. Haideți să citim Matei 10, versetul 29 și versetul 30. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Doit-on parler de fatalisme? Vorbim oare aici de fatalism? Non, car Dieu nous demande de choisir. Non, pentru că Dumnezeu ne cere să alegem. Lisons dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Haideți să citim Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 19. Iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Et pourtant, nous pouvons lire dans Romains, chapitre 11, verset 36. Și totuși, în Romani 11, cu versetul 36, găsim scris următoarele. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Voyons que toute chose est la traduction de panta en grec. Toate lucrurile vine din grecescul panta. Panta qui veut dire toutes les choses. Panta care înseamnă toate lucrurile. Et toutes les actions. Și toate acțiunile. Absolument tout. Absolut totul. Et lisons aussi Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Și dacă ne uităm în Romani, capitolul 8, versetele 29 și 30, găsim scris așa, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Dieu, mais où est notre choix puisque Dieu a tout déterminé? Dar atunci se pune întrebarea, unde este alegerea noastră dacă Dumnezeu totul a hotărât și determinat încă de la început?